Dacă situația de la Titu, unde au fost depistate contoare puse să funcționeze invers, fapt ce a păgubit compania de apă cu sume de ordinul miliardelor de lei vechi, este cea mai recentă, dar deocamdată doar la stadiul de informație, ei bine, la companie se poate spune că paguba sau pierderea este un cuvânt la ordinea zilei, atunci când se fac bilanțurile, cetățenii fiind nevoiți să achite în cele mai multe cazuri și pierderile înregistrate pe rețele. În tot acest timp, banii dămbovițenilor însă se duc, tranzitând apa companiei de apă, în buzunarele multor angajați ai instituției. Conform informațiilor oficiale, compania de apă are la momentul actual un număr de 631 de angajați, din care mai bine de un sfert personal tehnic și de conducere. Toate bune și frumoase, numai că, din totalul de 631 de angajați, peste 127, aproximativ 20% reprezintă angajați noi, adică persoane angajate în ultimul an și jumătate. Și cum, conform celor mai recente date, salariile angajaților de la compania de apă sunt foarte generoase, suma totală plătită de Dumbovițen pentru aceștia este una la fel de generoasă. Asta pentru că, din informații neoficiale, salariul minim la compania de apă Târgoviște Dâmbovița este de 1500 de lei pe lună net, însemnând că cei 127 de angajați noi în ultimul an și jumătate primesc lunar aproximativ 190.000 de lei, cu alte cuvinte, aproape 2 miliarde de lei vechi. Adică cam tot atât la cât se estimează că a fost paguba cauzată de angajații companiei de apă, tot instituției, platitul, cu alte cuvinte, bani pe care dâmbovițenii sunt obligați să arunce nu pe apa sâmbetei, ci pe cea a companiei de apă.